Cu sau fără halat? Cu sau fără halat? E destul de cald, cred că o să mă lipsesc de halat în acest episod. Cred că e primul episod fără halat. Și eu, și mie mi-e cam caldă. Scaunul. E. Hala! Un subiect foarte demn de dezbătut. Încrederea de sine. Zici? Eu zic că da, pentru că e o problemă foarte mare în ziua de azi cu încrederea de sine. E o situație, da. E o situație. Numai ce știu eu din trăirile mele, îmi dau seama, bineînțeles și oamenii pe care am întâlnit, știi? Da. E o chestie foarte maleabilă, părerea mea, și cumva mulți oameni se mint foarte mult timp că au încredere în ei, dar la un moment dat își dau seama că, de fapt, nu e un aspect autentic al lor, știi, într-un sens. Nu e ceva din interiorul lor sau ceva, ceva al lor, pur și simplu, și de fapt e ceva din exterior. Și probabil pot să încep cu mai multe exemple, știi? Ori e brățara sau ceasul meu de la mână, ori e îmbrăcămintea mea, ori e machiajul pe care îl aplic pe fața mea. Indiferent de orice ajustare fac la corpul meu, poate să fie tatuaje, poate să fie pierce, flash, în ureche chestii. Toate chestiile astea de a-ți schimba sau de a, da, într-un sens de a-ți schimba aparența, sunt foarte, cum le-ai descrie? Sunt instrumente de care mă folosesc pentru a masca ceva. Părerea mea proprie și personală este că încrederea în sine merge mână în mână cu stima de sine. Aparent două chestii separate, dar ele sunt neamuri. Adică nu merge una fără alta. Nu poți să ai stimă de sine, dar neîncredere în tine. Nu poți să ai încredere în tine, dar stimă de sine scăzută, exclus. Dar poți să-mi zici cum vezi tu diferența între stimă și încredere? Păi stima de sine, da, stai să o luăm așa. Încrederea, ce înseamnă încrederea în sine? Noi ne naștem cu încrederea asta în sine, dar o pierdem în copilărie din cauza fricilor, fie pe care ni le fabrică cei din jurul nostru, părinții, oamenii care ne-au crescut, profesorii și așa mai departe, fie noi singuri ni le fabricăm. Și cel mai plauzibil exemplu e copilul ăla care, când e copil, copilul ăla care se bagă cu picioarele în baltă, sare, aleargă, nu-și face nici o secundă grijă că se lovește, se accidentează sau moare, sau n-are chestia asta, știi? Sare din copac, se dă peste cap, face tumbe, bagă mâna în foc, nu se gândește că se arde, sau asta înseamnă încrederea în el. Are încredere că nu îi se întâmplă nimic rău. Până la vorbirea contrarie, până, în contact, în, da, în contextul focului. Exact, exact. Da. So, prima reacție pe care o au oamenii din jur e, apropo de, cred că onomatope se cheamă în română, exclamațiile astea. Îți scad vibrația, interjecții, whatever. Ideea e că îți scad vibrația. Sau când cineva face lângă tine, automat, păi, creierul... Eu fac asta des, dar o fac în glumă. Ei, tu ești tu și o faci în glumă, nu o faci din energia fricii. Da, right. Da. Energia din spatele cuvântului. Da, nu o faci din energia fricii, o faci în glumă, știi? Adică, da, părintele nu face în glumă când vede copilul ăla intră în baltă și dă din picioare în baltă. Ce-ai făcut? Știi? Ceva. Toate lucrurile astea sunt
se contabilizează în subconștient. Subconștientul nostru este o bandă electromagnetică pe care unde se înregistrează ca la film. Frame cu frame se înregistrează pe bandă toate energiile pe care le-am manifestat eu, fie eu singur am născut energia asta, fie acțiunile celor din jurul meu. So, încrederea în tine e, eu zic și am zis-o și o să o spun toată viața, e bine să ai încredere oarbă în tine, să crezi în tine, nu că 100%, 1000% dacă există așa ceva, pe care o pierdem, repet, din cauza energiilor care vin spre noi, acțiunilor care vin spre noi, evenimentelor, experiențelor din copilărie, știi? Nu mai bagi mâna în foc când crești mare. Nu mai, poate exemplu nu e tocmai potrivit, normal că nu bagi mâna în foc, că te azi. Dar nu te mai sui în copac, că ți-e frică să nu cazi. Și cel mai bun exemplu pe care l-am la îndemână este că eu mă suiam foarte mult în copaci când eram mică. Plăcea să mă sui în copac, să mănânc de acolo fructele direct și steam în copac. Și mama mă tot pândea și găsea în copac și era speriată. Și țipa la mine și zicea ceva de genul, dă-te fată jos că o să cazi. Nu credeam o secundă că o să cad. Și ziceam, dar stai liniștită că nu pățesc nimica. O să, bine, dacă o să cazi, nu vii la mine să-mi spui că te-ai lovit. Nu cad, nu mă lovesc, nu, n-am căzut, nu m-am lovit. De câte ori îmi spunea când eram în copac, ai grijă că o să cași, o să te lovești, nu mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat de pe o băncuță mică, știi? Oamenii din jurul nostru, fără a judeca, pentru că ei așa au fost învățați și educați, să-i spună copilului că dacă nu se dă jos din copac, o să cadă, când poți să o spui altcuva. Nu e obligatoriu să trimiți în univers dorința inconștientă de a păți copilul tău ceva. So, din cauza acestor reacțiuni, după părerea mea, a scăzut încrederea în tine. Și am dat niște exemple banale. Încrederea în tine ți-o mai scade și profesorul. În momentul în care îți spune ești prost, nu știi nimic, stai jos nota 4 și așa mai departe. Încrederea în tine ți-o scade după ce a terminat profesorul cu tine, ți-o scade șeful când te ceartă non-stop că n-ai făcut nu știu ce bine. Și uite așa oamenii din viața ta tot scade câte un pic din încrederea în sine. Dar de fapt ce ți arată oamenii ăștia? Îți arată, exceptând părinții, pentru că copil fiind nu ai încă pierdută total încrederea în tine, dar în schimb oamenii când ajung la maturitate și întâlnesc oameni care le arată chestia asta, este pentru că e necesar să construiască încrederea în ei. Asta e încrederea în sine, după părerea mea, să vine din frici. Vine din frici, din tipare mentale și din întâmplări pe care le-ai trăit și care te-au făcut să fii precaut. Mm-hmm. Da, văd viziunea ta și părerea mea e că e cumva o jumate de ban, dacă vă face sens. O jumate a întregului. Doar o față. Jumate de ban, da. Că văd să fie încrederea asta de sine în care majoritatea oamenilor se învârt, raportată în context social, știi? Și aici poate te completez eu cu faptul că... Always. Da, poate, da. Cu nevoia de atenție, de apreciere, de afecțiune, știi? Asta se leagă cu stima de sine. Da. Și cu încrederea în sine, nu? Da, da, da. Dar cumva e cealaltă parte a monedei, după cum spuneam, unde nu mai implică atât de mult cum, ce fel de stăpân ești pe tine sau câtă încredere ai în tine în context cu a trece prin viață, lăsând oamenii și partea socială o parte,
ce zic eu acum aici, se raportează mai mult la în societate, între oameni, știi? Mm-hmm. Și cu toții ne naștem cu nevoia asta de a fi văzuți, pur și simplu. Și de a... fi apreciați. Da, 100%. Și de a primi apreciere pentru ceea ce suntem. De a fi lăudați. Inclusiv, într-un sens, da. Crezi că vine tot din copilărie chestia asta? E o rană din copilărie. N-am fost, nu ni s-a oferit destul de iubire. Îți spuneam eu de vasul ăla care, cu care ne naștem și necesită să fie umplut cu iubire. Crezi că de aici vine? Nu sunt sigur, dar ce văd eu e că dacă eu aduc ceva de care să mândru într-un sens pe masă, cumva aș vrea să fiu apreciat pentru chestia aia dacă simt că e ceva de o valoare anume, știi? Mm-hmm. Dacă pentru mine semnifică ceva demn de apreciere, probabil. Mm-hmm. Și acum intervine, evident, spațiul din care omul aduce acea chestie, știi? Adică mm-hmm. din ce fel de energie aduci chestia asta. Spre exemplu, noi facem podcastul ăsta. Mm-hmm. Într-un sens, ce simți legat de cei care urmăresc podcastul ăsta? Cumva, nu neapărat că ai o așteptare, dar după părerea ta e ceva demn de apreciat, nu? Asta potrivit vibrației tale, în sensul în care... Potrivit vibrației mele? Potrivit vibrației știu mele? Știu că nu-ți pasă. Da, da. Exact. Nu e de păsare neapărat. Cred că și aici intervine așteptările, știi? Cred că se face confuzie în a dărui de dragul de a dărui și a dărui de dragul de a primi. Mm. So, din punctul meu de vedere, că veni vorba de podcast, eu personal și cred că și tu, pot să vorbesc în numele amândură, noi dăruim de dragul de a dărui, pur și simplu, din înțelepciunea noastră, din experiența noastră, convinși că oamenii pot să facă niște conexiuni după aceea în viața lor și să mărească conștiința de sine. Stai așa, că ăla a zis o chestie, wow, am experimentat-o și eu, mamă, cum se leagă acum în capul meu o chestie. So, noi avem o misiune și un scop precis aici de a dărui... noi, lucrătorii în lumină, dăruim de drag, de aia ne și numim în lumină, de dragul de a dărui. Fără să așteptăm, dacă punem, cum zici, o chestie pe masă, să fim apreciați. Nu asta e scopul nostru. Scopul nostru este să punem chestia aia pe masă ca să ajute oamenii. Că de am venit aici și nu suntem în concediu. Dar dacă pui o chestie pe masă, cum ai zis tu, și să zicem că ai depus efort pentru chestia aia pe care ai pus-o pe masă, e îngrozitor de mult efort. Dacă o pui pe masă cu intenția de a primi ceva în schimb, atunci ar putea să fii dezamăgit. Pentru că ceea ce crezi tu sau vezi tu, poate altul nu crede și nu vede. Dar dacă pui chestia aia pe masă, cu scopul de a dărui, dom'le, uite, chestia asta e pentru tine. Și măcar nu e necesar să-mi spui mulțumesc. Ia-o, ia ta. Știi, am mai auzit chestii de astea foarte interesante. Na, în România, probabil că se practică încă chestia asta. Se întâmplă să împrumuți bani, știi? Și mai sunt prieteni, am întâlnit multe cazuri de genul ăsta, cărora, deci se duce cineva să împrumute bani și prietenul întreabă, dar pentru ce trebuie? Mă, nene, dacă vrei să-l ajuți, ajută, ce te interesează ce face cu ei, știi? Așa și cu dăruirea de dragul dăruirii. Dau, pun chestia pe masă, treaba ta ce faci cu ea, n-am nevoie să... Mai văd aici o paranteză unde omul ar fi curios dacă face ceva benefic cu banii respectiv sau nu, știi? Spre exemplu, ok, îți dau bani, dar ce faci cu ei, știi? Dacă te duci să ții drogul sau mă știu ce... Păi evident... da, dacă e prietenul tău, știi ce face cu ei. Well, poate... Și de obicei, uite, vreau să schimb mașina și îmi lipsești 500 de euro, I don't know, dau și eu un exemplu. Poți să-mi dai până la viitoare 500 de euro.
e altceva, că ți-a spus ce face cu ei. Dar dacă vine un prieten pe care, prieten vorbesc, că nu dai bani la un străin, îți vine un prieten să zică, am nevoie de ajutorul tău, poți să mă împrumuți până luna viitoare cu 1000 de lei. Da, cum să nu? Nu ne întreb ce face cu ei, pentru că îi e prieten și îl cunoști. Asta înseamnă, sau poate că exemplul nu e foarte bun cu bani împrumut, dar dacă tu dăruiești de dragul de a primi, nu mai fă. Nu mai fă, pentru că este, știi că aia cu schimbul energetic, dacă nu există un schimb energetic între doi oameni, ești în pierdere tu ca energie, tu care n-ai făcut schimbul energetic. So, eu ți-am dat ceva și tu n-ai dat nimic la schimb, la un moment dat tu o să ai energie în plus care nu o să-ți fie benefică, ca și cu vitaminele. Dacă ai, există deficit, cred că se cheamă, de calciu, de magneziu, dar poți să ai mai mult decât e necesar în corpul tău, tot rău îți face. Hipercalcemie. Da, tot rău îți face, știi? Da. So, ideea este că încrederea în tine mai merge mână-mână cu acceptarea. Te accepti și te iubești așa cum ești. Nu ai nevoie, și că ideea discuției a pornit de la machiaj, de la măști, de la cum îmbrac, cum, știi? Da, exact. Da. Da, da. Botex sau botul. Botex. Cum se cheamă. Da, sau so, chestii de astea. Oamenii au nevoie de niște instrumente ca să-și mărească cumva pe moment, temporar, încrederea în ei, pentru că le-a fost furată. S-au pierdut-o? Da, de-am și zis ghilimele, știi, nu că le-a furat-o cineva, ci i-a lăsat pe alții să le ia. Știi? Au pierdut-o. Merge cu acceptarea că sunt ceea ce sunt, sunt așa cum sunt și nu am nevoie de măști, de ajustări ca să fac ceea ce îmi doresc să fac și sunt convinsă că ceea ce fac, fac bine. Mai e și asta, încrederea în sine. Nu am încredere în forțele proprii, nu știu sigură, nu sunt sigură sau sigur dacă sunt bun sau nu sunt bun la ceva. Și aici tot din copilărie vine. Când ți s-a spus că nu ești bun de nimic. Stima de sine, care merge mână-mână cu încrederea în sine, stima de sine are legătură strictă, într-un fel sau altul. Sunt mulți care devin depresivi pentru că nu au stimă de sine. Adică nu... cum să zic asta cât mai simplu, fără să complic, fără să mă duc în astral. Cumva, din cauza că n-ai avea încredere în tine, nu faci nimic, practic? Sau faci mai puțin decât ai face în mod normal dacă ai avea încredere în tine? Da. Și asta te duce cumva în depresie, da. Simțindu-te neputincios. Da, și... nedorit, neapreciat, nebăgat în seamă, nenimica. Repet, merg mână-mână, stima de sine și încrederea în sine, din punctul meu, merg mână-mână. So, eu acum dau zoom out, cum dau de obicei. Dau zoom out, n-am cum să nu dau zoom out. Și să mă duc un pic mai departe de partea asta de suprafață, de psihologie, cu rănile din copilărie și așa mai departe. Zoom out. De ce am nevoie să nu am încredere în mine și să nu am stimă de sine? Unu, poate să vină chestia asta dintr-o acțiune a mea, dintr-o viață anterioară. Am nevoie să experimentez cum este să nu fii apreciat.
cum este să nu fii stimat, pentru că eu, la rândul meu, n-am apreciat și n-am stimat. Deci care nu pare? Legea cauzei și a efectului, da. Sau vorba aia după faptă și răsplată e total adevărată. Dar mi se arată o lecție pe care n-am învățat-o, karmă. E ok că mi se arată. Întrebarea este cât rămân în energia aia. Cât stau în energia aia stimei de sine scăzută și a încrederii de sine scăzută. Puneam o întrebare long time ago când făceam terapii mai clasice. Puneam o întrebare omului. Îl puneam să închidă ochii, să se conecteze cu inima lui prin intermediul îmbrățișării și să stea liniștit și puneam o întrebare pe o scală de 1 la 10. Cât de mult ai încredere în tine? Pentru, și de ce îl puneam să facă chestia asta? Pentru că blocam energetic, prin chestia asta blochez energetic minciuna, adică subconștientul, care minte. Blochez energetic subconștientul când îți încrucișezi brațele în jurul pieptului. Pe o scală de 1 la 10, cât de multă încredere ai în tine? Și nu poate unul să nu. Și dacă întrebi, și a doua întrebare era ce te-a determinat să nu mai ai încredere în tine? Pentru că copil fiind, aveai încredere în tine. Unii spuneau, nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat, și alții își dădeau seama imediat de unde vine chestia asta. Repet, dau din nou zoom out. Sunt programe cu care vii, programe, karmă, cu care vii din vieții anterioare și pe care poți destul de ușor, destul de rapid să le dilitezi, cum zic eu, să le ștergi, să le purifici, pentru că nu mai ai nevoie de ele dacă le-ai conștientizat. Ok, n-am încredere în mine, hai să fac ceva să am încredere în mine. Tu ce păreai despre că de aici a venise ideea? Doamnele care se machiază ca să fie mai cochete, mai frumoase, bărbații care își etalează ceasurile sau mașinile. Sau mușchii. Ai mușchi, da. Da. Well, aș propune un exercițiu simplu. Pur și simplu, întreabă-te pe cine vrei să impresionezi. Pentru că nu vrei să te impresionezi pe tine. De ce mai multe ori toți factorii ăștia externi care îți dau o încredere falsă în tine și artificială și evident pe termen scurt nu au ca scop să te impresioneze pe tine, ci să impresioneze pe alții. Și... Dar de ce? Următoarea întrebare putea fi, dar de ce vrei să impresionezi? Da, exact. Da. Da. De ce? Mă rog, majoritatea zic că evident se simt mai încrezători în ei. Ia, merge mână în mână cu încrederea. Mă simt mai liber să mă exprim, să găsesc expresie la mine, pur și simplu, în momentul în care atârnă ceva de mine, să zicem, știi? So, na, cum am zis, nu o să te machiezi ca să te impresionezi pe tine. Nu, nu, să impresionezi pe cei din jurul tău. Da, și... le-aș propune oamenilor să încerce să se impresioneze pe ei într-un sens, știi? Pe ei înșiși. Eu să mă impresionez pe mine într-un sens. Dar nu forțat. Ci, ok, ce pot să fac ca să mă impresionez pe mine într-un sens? Pentru mine. Pentru că asta pentru mine a fost și o etapă în reconexiune sau în a dezvolta o relație cu mine, să zicem, în a mă reconecta cu mine și inclusiv cu suflet. Ce pot să fac ca să mă impresionez pe mine și n-are nicio legătură cu alți oameni, știi?
Și aici... aici intervine o, iartă-mă, o altă noțiune, iubirea de sine. Sau toate astea trei, cred că, după părerea mea, merg mână în mână. Da, pentru că, cumva, atenția e un mic atribut, cred că un atribut din treimea iubirii, într-un sens, atenția, afecțiune și, nu știu ce mai fi, compasiune sau... În fine. Și atenția, da, e un atribut al iubirii. Adică, practic, cauți iubire, știi, sub o formă mai indirectă. Și doar o bucată de iubire, pentru că e cea mai generală și cam cea mai ușoară de obținut, știi? Adică, dragul machiaj pe față, ies pe stradă sau pun o poză pe Facebook și primesc atenție, știi? Lumea mă apreciază pentru faptul că mi-a schimbat aparența. Pentru că am retușat ceva ce consider că ar fi greșit la mine sau că ar fi un defect, știi cum zic majoritatea. De fapt, nu întâmplător ești cum ești. Și, spre exemplu, și eu am avut chestia asta o lungă perioadă de timp. O chestie pe care încercam să o maschez foarte des. Și, da, la un moment dat mi-am dat seama că e parte de mine și cumva puteam să o retușez, știi? Adică puteam să-mi fac o... să-mi schimb fizionomia sau să... să maschez, pur și simplu. Știi? Dar am realizat că schimbând chestia nu o să mă accept pe mine așa cum sunt, ci caut să mă schimb pentru că nu sunt mulțumit cu mine și cu condiția în care sunt în momentul ăla. Și... da... am considerat că e mai bine să mă accept așa cum sunt și mai ales că e un fel de provocare pentru mine să fiu eu, indiferent de cum sunt, știi? Adică să-mi reprogramez mintea, să nu mă mai afecteze pe mine, în primul rând, felul în care sunt eu, felul în care apar eu, mă prezint eu și așa mai departe. Și pe urmă, nici influențele din jur nu o să mă mai afecteze. Nu influențele, părerile. Și asta e încă o etapă majoră, știi? Faptul că te rezumi la părerile altora, pentru că tot cu alți oameni are legătură. Iar ne întoarcem la încredere, știi? Dacă ai încredere în tine, sau nu înseamnă că părerea celuilalt nu e important și depinde de context. E greu dacă generalizăm, dar putem să dăm exemple când e necesar să cer părerea cuiva. Dar dacă depinzi de părerea celorlalți, dacă nu faci o mișcare până le cer părerea, asta arată, din punctul meu de vedere, că nu ai încredere în forțele proprii. Că ai nevoie de oameni care să ia hotărâri în locul tău. Și iarăși ne întoarcem la frici. Tot din niște frici vine chestia asta. Părerea mea. Da, te ascult. Zicând ce? Păi unde ai rămas? Nu poți să... e greu. Da, nu știu unde am rămas. Deci hai să vedem un pic. Avem machiajul, avem... nu vreau să... aș zice imaginea de sine, da, știi? Ego-ul, da, în principiu. Da. Cred că nu vreau să se înțeleagă că am ceva sau că avem ceva cu oamenii care... sau cu doamnele care se machiază sau... Noi doar discutăm. Adică înțelegem de ce cumva, cum am zis, am fost în locul ăla, am înțeles de ce se întâmplă și am înțeles că cunoștem într-o traumă sau neajuns sau o neîmplinire sau ceva la care trebuia să lucrez eu cu mine. Nu aveam nicio treabă cu exteriorul și cu felul în care mă percepeau alții, știi? Sau... de-aia, evident, nu se cheamă judecată în momentul în care știi de ce și ești și empatic, părerea mea, când vine vorba de asta și... na, nu suntem la modul, iau uite pe ăștia cum se machiază și de ce, și suntem ok, se machiază din cauza asta, 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 știi, și... evident, pot să fie motive diferite pentru fiecare. Și a fi open-minded și a înțelege de ce vezi ceea ce vezi sau de ce...
se comportă la oameni în anumite moduri, părerea mea e că e dovadă de acceptare, știi, într-un sens, și de a vrea să ajute într-un sens. Acum, evident, nu toți vor să fie ajutați și sunt mulți care au impresia că sunt, se simt foarte bine cu felul în care își maschează chestiile astea. Și e perfect în regulă, știi? Toți avem un drum, o potecă, un demers, un ritm. Da. So... Da, cum am zis, cred că imaginea de sine mai e un capitol destul de mare aici. Da, uite, îți dau un exemplu. Felul meu de a fi, știi? Mm-hmm. Și felul în care mă prezint și felul în care mă comport. În momentul în care te atașezi foarte mult de chestia asta și devii rol, practic. Chestia aia operată de către ego, știi? Îți dau un exemplu care, deci, din punctul meu de vedere, încrederea, stima și iubirea de sine, toate trei într-unul, nu se poate una fără alta, după părerea mea. Și îți dau un exemplu pe care l-am trăit personal în experiența mea într-o clinică într-o țară unde am lucrat, în care unul dintre colegii mei, medic orelist, făcea în plus, aveam și colegi chirurgi care făceau chirurgie estetică. Și na, eu aveam altă specialitate, n-aveam treabă. Dar o pacientă de-a mea a venit odată la mine să mă întrebe ce chirurg estetician îi recomand, pentru că, și fix astea au fost cuvintele ei, nu-mi place nasul meu. Păi, și avea un nas frumos. Deci nu era nimic, dar absolut nimic. Și o femeie foarte plăcută și foarte frumoasă. Eu văd toți oamenii pentru mine sunt frumoși, deci o vedeam foarte frumoasă. Și am stat un pic de vorbă cu ea și am zis, nu-ți dau, am luat-o direct și am zis, nu-ți dau nicio recomandare, nu-ți recomand niciun chirurg estetician, de ce nu-ți place? Și am dus-o din întrebare în întrebare, de ce? Am exasperat-o, pentru că ea avea recomandare să-și facă operația, nu să o exasperez eu. Deci nu-mi place, de ce nu-ți place? Că e strâmb. Unde e strâmb? Dar nu era strâmb. Unde e strâmb? Mai în glumă, mai în serios, i-am zis, mă, poate ți-ar fi bună o trimitere la, zic cum îi zice în română, de ochi, doctorul de ochi. Oftalmolog. Ți-ar fi... Da. Ar fi bună o trimitere la doctorul de ochi, pentru că nu e nimic strâmb la nasul tău. De ce îl vezi strâmb? Păi uite că în partea asta e nu știu cum. Și după trei întrebări băgam din nou întrebarea, de ce vrei să te operezi? Pentru că nu-mi place de nasul meu. Și dar ce e neregulă cu nasul tău? Păi am zis că e strâmb și mai cum e nasul tău și e mare și de ce vrei să te operezi? Și așa am ținut-o vreo jumătate de oră, de nu mai putea, și ultima oară i-am zis, de ce vrei să te operezi? Pentru că cred că nu-mi place de mine. A zis fata, pot să zic fata că avea 20 ceva de ani, și am zis, nu vrei tu înainte de a te opera să faci un pic de terapie și să vezi de unde vine chestia asta? Asta a fost un caz, ca să zic așa, special, că fata până la urmă nu s-a mai operat. Și e bine mersi, cel puțin așa era când am plecat eu de acolo, se întâmpla de mult asta, și-a dat seama de ce vrea operație. A fost foarte interesantă. Toate discuțiile cu ea au fost foarte interesante, dar a fost foarte interesantă ultima discuție pe care am avut-o, când a zis că își dorește foarte tare
să ajute femeile care vor să se opereze să nu mai facă, să nu facă chestia asta. Și a fost foarte interesant cum a conștientizat ea că niște traume din copilărie poate să-ți, adică că și-a conștientizat traumele din copilărie. Foarte interesantă discuția. Sau, din punctul meu de vedere, toate femeile care vor să facă schimbări și ajustări sunt femei care nu se simt iubite, în care plânge de durere copilul interior și care au nevoie, pentru că ele nu știu că pot singure să-și furnizeze chestia asta, au nevoie ca exteriorul să le spună, să le arate cât sunt de frumoase, cât sunt de minunate, cât sunt de perfecte și cât sunt de iubite. Yeah. Și la nivel mai micro, asta se întâmplă și cu machiajul. Mă machiez ca să fiu frumoasă. Dar sunt frumoasă machiată, mă simt încrezătoare, mă simt sexy, mă simt... Doar unghiile, doar faptul că îmi fac unghiile ca femeie și spune o femeie care și-a făcut unghiile la viața ei, dar faptul că îmi fac unghiile, vreau să fiu perfectă și frumoasă. Pentru că eu nu mă văd perfectă și frumoasă. Mai e și efectul de turmă, după părerea mea, să-mi spui dacă mă înșel. Nu, categoric, și asta văd să fie din cauza că, na, văd la altcineva că primește atenție prin a face nu știu ce și, evident, având aceleași de voi, cu toții, de a primi atenție și eu o să explic chestia asta sau să obțin viziunea mea despre chestia asta, despre nevoia de atenție. Da, cumva apelez și eu la aceeași metodă pentru că e cel mai probabil ușor accesibilă și, na, lumea răspunde destul de des la chestia asta și îmi oferă ce cred că vreau. Și acum dau zoom out, cum îmi place mie să dau zoom out. Zoom out, la botox, la implanturi, la machiaj, la toate ajustările. Mă identific cu corpul meu. Eu? Corpul meu e foarte important. E templul sufletului meu. E important corpul meu. Dar, apropo de stima de sine, nu înseamnă că mă iubesc sau am stima de sine dacă mă machiez sau îmi fac unghiile. Am grijă de mine. Mă iubesc. Uite-te la mine. Sunt aranjată, mă duc la coafor în fiecare săptămână, mă iubesc extraordinar. Nu te iubești. Ba dimpotrivă, dacă faci exces, dacă faci ajustări la corpul tău, ba dimpotrivă, nu te iubești. Da. M-a întrebat cineva long time ago. Da, scuze că te întreb. Nu, e o regulă. Doar chestia asta, că, spre exemplu, să stai unghiile și chestii de genul, să stai părul eventual. Chestiile astea le vezi ca niște ajustări? Sunt, ce-i drept, nu? Și totuși sunt destul de normale și, bineînțeles, le practicăm și noi, cel puțin asta cu unghiile. Da. Aia văd o chestie de... În primul rând, o văd o chestie de igienă. Cum am o igienă a sufletului, am și o igienă a corpului. Cred că asta cu unghiile, din punctul meu de vedere, cu tăierea unghiilor, ține de igienă, în primul rând, și în al doilea rând, mie personal, pe mine personal, eu personal nu mi-aș tăia neapărat unghiile, dar ele cresc, știi, și la un moment dat nu poți face chestii cu ele dacă sunt prea mari. Știi care chestie? Că eu n-am avut niciodată unghiile atât de mari încât să mă încurce, adică nu știu cum e o experiență proprie să ai unghiile mari și efectiv am urmat normalitatea sau tradiția de a stăia unghiile fără a ști de ce exact, știi? Eu am experimentat chiar intenționat, am zis nu le tai, le las să crească. Mie îmi crește foarte repede și unghiile și părul, foarte repede. Să dacă îmi las unghiile să crească, în
maxim o lună jumătate, sunt foarte lungi și se încomvoaie, așa știi. Și le-am lăsat să crească ca să văd cum e cu unghiile mari, știi? Personal m-au deranjat la... Făcând tot felul de chestii cu mâinile, m-au deranjat la un moment dat în acțiunile mele. Sănătate! Nu zic că e bine să ți le tai, nu zic că e bine să nu ți le tai. Asta este un detaliu foarte minor, foarte minor. Și cu tăiatul părului, la fel, fiecare alege dacă își tăia. Nu e o ajustare atât de... Nu demonstrează. Cred că le tai sau nu le tai n-are atât de importanță, dar dacă le faci cu ojă, asta e o ajustare mai mare decât dacă le tai sau nu. Înseamnă că nu le accepți așa... Nu vrei să modifici templul. Pentru că templul sau vehiculul ăsta pe care ți l-ai ales tu, nu-l consideri perfect așa cum e. Mama avea o chestie pe care eu am înțeles-o destul de târziu, să zic așa. Mama nu s-a machiat niciodată, nu s-a vopsit niciodată, nu nimic niciodată, ca să zic așa. Și la produse de îngrijire mergea foarte mult pe chestii naturiste. Și avea o chestie, o vorbă pe care am înțeles-o mult mai târziu. Zicea, lasă corpul să fie așa cum s-a născut, ceva de genul ăsta, zicea, știi? A venit o fată la un moment dat cu o pacientă care vrea să-și facă niște ajustări și e o întrebare foarte esențială din punctul meu de vedere pe care să-și o pună oamenii care sunt de ce care sunt nemulțumiți sau nu își acceptă corpul, nu își iubesc corpul, nu și-l respectă așa cum e. De ce? Ce e în neregulă cu tine? Ce e în neregulă cu corpul ăsta? Vorbim de niște ajustări opționale, nu necesare. Că mai sunt ajustări necesare. Operație de nas pentru că am deviație de sept și nu pot să respir corect, nu e o ajustare opțională. Știi? Nu e că omul nu e mulțumit, e o chestiune de medicală, da, de sănătate. Da. Nu vorbim de ajustări pe care intervenții pe care mi le fac pentru că mi albesc dinții, pentru că vreau să ies în evidență. Vreau să atrag atenția. Vreau să intru la condiția naturală pentru că am... Să știi că dinții nu sunt albi. Dinții naturali nu sunt albi. Albi, te referi alb pur sau una o culoare albă gen? Alb-alb. Că nu e alb murdar, știi? Alb-alb. Dinții la originea lor, uite-te și la copiii care se nasc, nu există albul ăla pe care ți-l dă stomatologul. Ăla nu e albul dintelui. Da. Ăla nu e albul dintelui. Dinții au un alb gâlbui, ca să zic așa, la origine. Nu e albul ăla imaculat, sau nu știu cum să-i zic. De ce vrei să modifici corpul pe care, by the way, tu ți l-ai ales înainte de a veni aici? De ce vrei să-ți pui ceva în plus? Și vorbim de niște operații estetice. De ce? Ca să-ți... Ce faci tu, de fapt? Maschezi lipsa de stimă, încredere și iubire de sine. Și îți dă mai multă încredere în tine dacă ai băgat niște silicon printr-o parte a corpului, par mai femeie, n-ai rezolvat nimic, n-ai făcut decât să bagi murdăria sub preș. Ea e acolo, poate nu se vede pentru că ai acoperit-o cu un preș foarte frumos care ia ochii, dar ea rămâne acolo și putrezește la un moment dat.
Și acum dau zoom out. Eu n-am cum să nu dau zoom out. Vezi în ce parte a corpului vrei să-ți faci modificări. Vezi ce legătură ancestrală, spirituală, mergând pe energiile de pe corpul tău, există în acea parte a corpului și rezolvă chestia aia înainte de a o face. By the way, de silicoane și de operații de sân. Ce e cu chakra inimii? Ce e acolo? Ce e acolo? De ce vrei să-ți albezi dinții? Ce ți-a blocat chakra comunicării? Și așa mai departe, știi? Că sunt unii care fac operație la ochi, că s-au născut nu știu cum și vor să nu mai poarte ochelari. De ce te-ai născut așa? Că nu te-ai născut întâmplător așa. N-a fost un accident. Vezi care realitate nu o vezi, pentru că ține de cel de-al treilea ochi. Vezi ce nu vezi. Și nu o să mai ai nevoie de ochelari. Da, eu nu m-am trăinat de la unghii. Yeah, sorry. Nu, ok. Doar că am ținut o suprășpiste. Bine. Sau... Dacă, scoate-o să nu putrezească. Scoate. Îmi prăși. N-avem. Da. Cumva, întorcându-mă la originea creației, cum ar fi gestionat oamenii primitivi chestiile astea. Mă gândesc că unghiile poți să le rost pur și simplu. Și părul să-l tai, poate a fost mai dificil în condițiile în care nu ajunseseră la unelte și chestii, știi, să zicem. Noi am vorbit într-un podcast de tăierea părului. Ți-aduce aminte? Da. Bine, sunt femei care își taie părul pentru că s-au plictisit de freza lor. De fapt, nu sunt mulțumite de aspectul lor fizic. Vor să schimbe ceva la exterior, în loc să meargă în interior. Poate fi asta sau să fie și ce vorbeam în podcastul anterior despre energiile pe care le porți cu tine. Adevărat. Stagnante. Adevărat. Da. Deci poate fi și una și alta. Da, poate fi și una și alta. Una și alta și încă alta. Și încă alta. Corect, de acord cu tine. O să ne întoarcem la oamenii din peșteră. Că ziceai ceva de unghii, de păr. Da, nu știu, mă gândesc care vezi tu să fie rostul unghiilor, știi? Adică pentru mine personal le văd ca pe un fel de unelte în momentul... Da, mă, tu ai al meu albă. Nu pot să trai. Adică gen... Când mâncam fructe fără cuțite, fără nimic, efectiv. Ca și epilatorul ăla de cartofi, știi, cu... Le foloseam ca pe o... ceva de tăiat, să zicem, știi? Adică sunt foarte strong și... Da. Acum, de-aia zic, în condițiile în care sunt la... Sunt hrănite bine, să zicem, Da. Le văd folositoare, adică de multe ori când mi le tai, gen, cel puțin astea mari, nu știu, simt că îmi lipsește ceva. Și poți să te întreb când l-ai tăiat, ce ai făcut? Te-ai handicapat? Ceva de genul, da. Că sunt multe chestii pe care le fac cu ele, de care nu prea țin cont, dar în momentul în care le tai, sau le rup, sau se rup ele, din diferite motive, nu, îmi dau seama cât de mult mă ajută în general, știi? Și de-aia sunt curios, ce crezi tu despre ele, care vrei să fie rostul lor? Sau, în primul rând, cred cu tărie că nimic, nimic ce înseamnă corpul nostru nu e întâmplător. Nu e nimic ca ce n-ar trebui să fie, știi? Cu siguranță, da. Știi? Tocmai de-aia nu e nimic ca, știi? Că nu prea se gândește lumea ce-i cu unghiile, adică nu prea am avut vreo dezbatere pe chestia asta. Mă, ce crezi tu despre unghii, știi? Nu e discuție de mers la ceai sau la cafea. Da, pentru că știi, e așa că dacă întrebi ce părere ai despre splină, păi știi ce face să ai nevoie de ea, știi? De funcția unui organ, ce... Știi, și asta cu părul și cu unghiile e foarte interesant pentru că mulți oameni... adică dacă ai întrebat pe cineva de ce ai nevoie de păr,
E simplu. De ce îți crește părul? De ce suntem făcuți cu păr? Ca să zic așa. De ce vehiculele astea sunt făcute să aibă păr și să crească în fiecare lună, să tot crească? Sunt două chestii foarte, foarte importante, unghiile și părul. Unu, părul, energia și faptul că părul crește pe cap, crește și pe corp, dar nu în cantitatea, are legătură cu chakra coroană, cu divinitatea, cu conexiunea cu sus. Unghiile, mâinile, gândește-te că ai unghii și la picioare. Nu ai numai, știi? Adică... Am unghii și în gură. Da, când le roz. So, nu, on... nu, dinții. Ah, bine, da, nu, da. Da, glumă, să zici. So, ideea este că părul este conexiunea cu divinitatea, iar unghiile, conexiunea cu pământul. So, ai văzut tu vreun copac care să aibă numai ramuri, să n-aibă rădăcini? Sau să aibă rădăcini și să n-aibă ramuri? Nu, e... Da. So, părul sunt ramurile, antenele. Și unghiile sunt rădăcinile cu pământul. Eu aș vedea mai mult palmele, gen... Păi și... tot aia e, pentru că aici buricele degetelor sunt niște centri energetici foarte importanți, foarte importanți, care sunt fix aici unde cresc unghiile. Cumva unghiile sunt prelungirea, partea cealaltă a buricilor, a energiilor, centrilor energetici, a buricilor degetelor. Complicată fraza. Sau, din punctul meu de vedere, după părerea mea, atât părul cât și unghiile, dând zoom out, sunt instrumente energetice, să le zic așa, pe care le folosești pentru a evolua ca suflet. Părerea mea personală. A evolua ca suflet din dimensiunea în care ai venit. Rolul unghiilor este de amplificare a centrilor energetici, cum rolul părului, apropo de energiile care se rămân în păr, este de amplificare a centrul, a conexiunii. Noi suntem legați, să zic așa, ca niște marionete de sursă, cu niște firicele argintii foarte subțiri. Și suntem legați, gândește-te la marioneta de păpușă, la teatru. Suntem legați cu un firicel deasupra capului și cu alte firicele la mâini. În momentul în care, repet, e doar părerea mea, în momentul în care modific la corp într-o cantitate atât de mare ceva la corpul meu, în momentul ăla pierzi echilibru între minte, trup și suflet. Părerea mea. E doar părerea mea. Poate mă duc prea adânc. Iar la nivel fizic, practic, unghiile, nu să știi câteodată vorba ta, ele chiar ajută. Adică, de câte ori nu, cu siguranță oamenii care ne urmăresc au fost în situația în care au zis, poți să, nu știu, să desfaci sau să faci ceva că n-am unghii. Mm-hmm. Eu n-am unghii, știi? Yeah. Da. So, asta e părerea mea. Poate că e mult mai profundă sau poate că e altceva. Nu vorbim de ce crește unghiile și părul și asta, că se regenerează celulele. Nu intrăm adânc în medicină, n-are niciun sens, dar practic și spiritual, asta e părerea mea despre unghii și părul. Cumva mie îmi place să mă duc pe plan evolutiv, gândindu-mă că capul... Na, oamenii s-au născut goi, în primul rând.
Și au tot fost doi o perioadă, să zicem, și pe urmă au început să-și acopere anumite părți ale corpului și pe urmă foarte târziu au apărut pălării și chestii de genul, știi? Și de-aia văd, adică eu găsesc relevanță în chestia asta sau plauzabilitate. E plauzibil faptul că părul e atât de abundent pentru că mare parte a fost descoperit și mare parte e descoperit. Și totuși, consider că zona corpului unde energia ta e cea mai predominantă influențează cât păr îți crește în zona respectivă a corpului. Spre exemplu, sunt oameni care au mai mult păr pe picioare sau pe mâini. Evident, probabil și influențează și codul genetic, chestia aia asta. Aia vreau să spun. În primul rând, ADN-ul tău influențează părul de pe corp. Nu cred că are vreo legătură, tot repet, din punctul meu de vedere, eu nu cred că are vreo legătură cu energia corpului tău, cu centri energetici de pe corpul tău. Ce m-a dus cu gândul la chestia asta a fost faptul că, știi, că părul pubian e mai abundent de obicei. Și mă gândeam că majoritatea oamenilor au foarte multă energie în prima chakra, chakra rădăcină, știi, în zona genitală. Și cumva de-aia m-am gândit că poate e posibil ca zona în care predomină energia să lucreze foarte mult în zona aia corpului, știi? Păi dacă luăm așa, bărbații care au mult păr pe piept înseamnă că au chakra inimii foarte deschisă? Poate fi, nu știu. E doar o chestie care o trecut prin minte, dar nu pot zic că e ceva la care concentrez. Well, cinstit, habar n-am. Dacă e așa, dacă n-am controla să văd dacă au chakra și câți au... Deci nu știu. Aș tinde să cred că e o chestie genetică. Suntem diferiți. Genetic suntem diferiți. Ne-am ales corpuri diferite, dar am și moștenit. De la părinți, de la bunici, are ochii mei, are dinții mei, are nasul meu, are nu știu ce al meu. De-aia cât aș tinde că e o chestie genetică. Mai degrabă, cert este că din punctul meu de vedere, părul din cap și unghiile au un rol foarte important. Restul părului de pe corp, eu personal nu-i dau multă importanță. Dacă e cineva mai păros sau mai puțin păros, n-are nicio, din punctul meu de vedere, n-are nicio importanță. Mă întorc un pic la a modifica ceva. A modifica ceva esențial. So, dacă îmi tai unghiile, dacă mă epilez, e o chestiune de igienă, nu e nimic, nu discutăm de lucrurile pe care poți să le faci pentru igiena personală. Nu discut despre chestia asta. Mi-e indiferent. Să zic așa, fiecare alege ce să facă cu părul de pe corpul lui. Dar în moment, și n-are legătură nici cu stima de sine, nici cu nimic. Absolut cu nimic. Dar în momentul în care nu sunt fericită cu culoarea ochilor mei și îmi pun niște lentile de contact care să-mi schimbe culoarea, înseamnă că nu mă accept, nu am încredere în mine, nu am stimă și nu mă iubesc așa cum sunt. Părerea mea. Ce părere? Zi. Că vreau să dau zoom out și mai mult la o chestie pe care acum, doamnele, o să-mi sară în cap, într-un sens sau altul, sau e doar o expresie. Ne facem inconștient. Noi punem pe pielea noastră și acea chestie pe care o punem se introduce în interiorul nostru tot felul de chimicale. Că dau zoom out, mă uit și la altă fațetă
a situației. Toate machiajele, toate cremele, toate chestiile, toate substanțele pe care le pun pe pielea mea intră în interiorul meu. Prin intermediul pielii, pielea absoarbe tot ce vine în contact cu ea, ca să zic așa. Da, am zis asta și o zic din nou. Chiar mă gândeam destul de des acum ceva timp la cosmetică, știi, la produsele cosmetice în general și fabricarea lor și modul în care sunt procesate și câți aditivi și câte chimicale există în ele. Practic, părerea mea personală e că corpul nostru la nivel de piele are nevoie de hrană. Doar că fiind atât de depravat, purtând haine tot timpul, neavând contact cu apa naturală, bineînțeles, nu apa la robinet și duș. Mâncând foarte igienic și ne luând contact cu pielea, spre exemplu, prin simplul fapt că mănânc o rodie și încurce un strop de rodie pe mână, vitaminele alea se absorbe în piele. Chestiile astea s-au îndepărtat de natura noastră modernă și civilizată. Și din cauza asta, da, lumea a fost cumva prinsă în capcana asta că avem într-adevăr nevoie de cosmetice, evident, cum am zis asta, din cauza că ne-am îndepărtat de contactul cu natura, care vine cu toți nutrienții esențiali. Și folosim creme care, ce să vezi, au extract de rodie, au extract de mere, de pere, de legume, de fructe. De ce nu pui rodia direct, dragă, știi? Mai sunt oameni care își pun cartofi pe față sau castraveți pe ochi, știi, era chestia destul de generală. Dar nu știu, nu văd să fie ceva ce ar trebui. Spre exemplu, uite, eu mănânc o banană, iau coajă de banană și mi-o dau prin tot capul. Eu o pun pe față, te dai pe cal. Pe față, oriunde. Din punctul meu de vedere, și eu am mai spus chestia asta și am mai dat pontul ăsta, căpșunea e cea mai cel mai hidratant fruct, cea mai bună cremă de față. Căpșuna. Și când e sezonul de căpșuni, eu îmi fac un tratament intens și îmi pun tot felul de, știi foarte bine, și lămâie și tot felul de... Ideea este că mă întorc la stima de sine, la încrederea și la iubirea de sine. Oamenii care apelează la artificii, la măști, sunt și bărbați care se machiază ca să iasă în evidență. Pentru că eu am zis-o și o mai zic și eu sunt convinsă de chestia asta. Pentru că au nevoie de atenție, pentru că se simt nefericiți și neiubiți. Și au nevoie, mai ales doamnele care se machiază, au nevoie să li se spună că sunt frumoase. Pentru că ele nu se consideră frumoase. Ele nu se văd frumoase. Și se uită în oglindă când se trezesc dimineața și zic: aoleu, trebuie să mă machiez, mamă ce cealcă ne-ai, mamă ce... Da, știi cum văd eu? Ca și cum, să zicem, într-o săptămână. O femeie se trezește dimineața, își spune că e urâtă, se machiază, își zice că e ok, după îi zic câțiva oameni că e frumoasă și după ajunge acasă, se demachează și din nou își spune că e urâtă. Deci e practic un fel de ca și un grafic de la sinusoidal. E un cerc vicios acolo. Da, cumva îndeplinești chestia din exterior și practic tu o și dărâmi pe urmă, pentru că, na, cum ai zis, tu nu te accepti. Nu ești mulțumit cu tine și pui mereu prea mult accent pe corp și evident asta e... Pe exterior. Pentru că vrei, ca de obicei, cum am zis, cu covorul, vrei să maschezi ceva de sub covor. Pui covorul ca să nu se vadă murdăria. Și
cred că mai am una de zis de cosmetică, parcă tot ceva. Că și eu mai am ceva de zis de cosmetică. Nu că am avut eu vreo treabă, dar cumva, nu știu, m-a șocat. Nu că m-a șocat, dar mi-a deschis ochii în momentul în care am avut niște conștientizări, știi? Mm-hmm. Gândește că uleiul de avocado, spre exemplu, foarte mulți oameni, foarte multe femei bănuiesc în mare parte și îl folosesc pentru piele, pentru scalp, pentru creșterea părului, pentru igienă, pentru cosmetic în general, să zicem. Crezi tu că sunt oameni care folosesc uleiuri naturale sau cumpără tot felul de măști, creme mega scumpe care te întineresc, îți acopere ridurile și îți fac nu știu ce? Adică? Crezi că oamenii folosesc... Pe cum adică? Repet ce am zis. Crezi că oamenii folosesc uleiuri naturale pentru corp sau cumpără creme făcute cu... Well, în orice caz, indiferent cum, da, bineînțeles, în mare parte produsele o să fie procesate și cu mulți aditivi și avocado, uleiul de avocado probabil nici nu o să se mai vadă prin lista de ingrediente. Dar ca să ieși mai ieftin, pur și simplu ia un avocado, mănâncă-l, ia coaja și freacă-te pe unde vrei să te freci. Cum e atât de simplu. Freacă-te pe față, pe păr. Ulei natural, fresh. Da. Neextras, neprocesat, nerafinat. Direct de la sursă. Și așa de greu, știi? Da. Și bineînțeles, asta poți să faci cu tot. Chiar poți să te inspiri, ok? Crema asta, făcare extract de goji. E pentru nu știu ce. Ok, hai să mă duc să iau niște goji și o să-mi fac eu un remediu acasă. Exact. Dre de la exact. Sus. N-am nevoie să... Da. Na. E doar un tip. Cum am zis, părerea mea e că n-ar trebui să fie ceva de care să fim atenți dacă am trăit, evident, back to nature, în armonie cu natura, expuși la toate elementele și a mânca fără să ne ștergem la gură cu șervețelul, că m-am urmărit puțin. Ține tot de imaginea de sine în staff, știi? Da. Adică vorbește cineva care stătea în fața șaormerii și mânca rodia. Hai că aia a fost bună. Și mânca rodia direct de la sursa. Dar cum am nimerit noi fix acolo? Da. Și n-am făcut-o intenționat. Stăteam de vorbă cu iubita unui prieten foarte bun pe care o cunoșteam pentru prima dată, ca să zic așa. S-au împrietenit, s-au iubit și a devenit iubita și prietenul ăsta al meu foarte bun a ținut neapărat să mi-o prezinte și să ne întâlnim și la un moment dat zice, se uită la mine prietenul ăsta al meu și zice, să știi că, nu-i dau numele, să știi că nici ea nu mănâncă carne, e vegetariană de vreo 5 ani, ceva de genul ăsta, mi-a zis. Și se întoarce fata spre mine, așa zâmbind, și zice, da, nu mai mănânc carne, și își aranjează rujul pe buze. Și m-am trezit, eu spun, draga mea, îmi pare rău că te dezamăgesc, dar momentul ăsta ai mâncat niște carne. Pentru că rujul e făcut din, cum se cheamă, grăsime de porc. Da. 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 Și a zis, ce am mâncat, că n-am nimic, bă, da, e ceva pe buze. Ce am pe buze? Niște grăsime de porc. So, mănânc sănătos, dar pun niște rimel și niște ruși pe buze. Și mă duc să-mi fac și o manicură semi-permanentă cu niște soluții chimicale care intră prin puterea aparatului în care bag mâna să-mi fac semi-permaneta, intră în corpul meu. Da, cred că e interesant. Nu știam de chestia asta și sunt convins că mulți nu știu exact ce se află în produsele cosmetice, știi? Probabil dacă ar ști, probabil e ca și ok. Nu mai mănânc, nu știu, ok, mănânc carne, dar în momentul în care știu ce se întâmplă ca să ajungă carnea asta la mine farfurie, cel mai probabil nu o să mai mănânc.
știi? Probabil aceeași chestie și cumva ignoranța ne ține, părerea mea, și inconștiința. Și ignoranța, dar și faptul că sunt rare informațiile astea, știi? Cineva care să se trezească să zică adevărul sau să aducă, you know, ce se întâmplă în spate, de unde vine asta, care e procesul prin care trece toată chestia asta. Care există e... și la un moment dat au inventat ăștia și machiaje vegane. I know, am văzut, da. Well, sincer să fiu, la faza asta sunt sceptică. Pentru că, anyway, procesul de facere a acelui produs, imposibil să n-aibă chimicale. Dacă vrei un ruj natural, du-te în pădure, ia o mure și dă pe buze. Well, vegan nu înseamnă natural. Vegan înseamnă fără produse animale, dar... Poate... Dar o vaselina aia pe care a băgat-o în ruj, pentru că ai grăsime acolo, că altfel n-ai cum, știi? De unde au extras-o? Nu știu, dar atunci probabil că se învârte în jurul, e certificat vegan, dar n-ar fi? So, nu-mi dau seama. Eu am făcut o experiență foarte interesantă. Ai nevoie de o formă, dar nu e biggie. Poți să ai un căpăcel de la de ruj vechi, care numai să-l speli bine și să-l folosești. Am blenduit niște afine și am amestecat cu ulei de cocos. Și puneam câte un pic, a ieșit zeama. Am strecurat după aceea afinele să nu rămână pulpă. Și a ieșit o zeamă foarte violet. De? Și am topit un pic de ulei de cocos și am amestecat, dar puneam câte un pic ca să dau o culoare. Și mi-a ieșit o culoare roz spre roșu, așa. Și am făcut un ruj din ulei de cocos. Dar e foarte interesant experiența. A fost foarte interesant cum arăta și așa mai departe. Ideea este că căutam alternative sănătoase, dar nu renunțasem la machiaj, știi? Adică tot vreau ruși pe buze. Da, cred că era în perioada aia, știu, o cunosc, că am trecut de multă ori prin ea. Perioada aia de, îți dai seama că ceva nu e ok, dar o iei așa în trepte mici, cumva las că fac mai bine, dar aceeași chestie o fac mai bine, mai puțin nociv. Da. Și pe urmă mergi și mergi și îți dai seama, de fapt n-ar trebui să fac deloc chestia asta, știi? Da, exact. Da, nu, am căutat alternative naturale, naturiste, la obiceiuri pe care le făceam, pentru că voiam să... Nu neapărat să atrag atenția, cât era mai mult așa un fel de tipar mental și obișnuință, știi? Da. Fetele se rujează, bărbații se nu știu ce, habar n-am ce să dau un exemplu, e ceva normal, știi? Dar ne luând în calcul sau ne gândindu-mă că de ce cred e necesar să fac ce face toată lumea? Bărbații se pompează. Da, exact. De ce e necesar? De ce e necesar? Și asta e o chestie pe care a explodat în ultimul timp. Chestia asta la nivel mondial înainte de pandemie a fost explozie. De ce e necesar să măresc buzele? Nu pot să vorbesc dacă nu le las așa cum sunt? Sau dacă le măresc, par mai... primesc informații, sunt mai inteligente, sunt mai cum mai sunt? Adică de ce... Nu știu cum se simte. Nici eu, că n-am încercat. Dar, din punctul meu de vedere, e un blocaj imens pe chakra comunicării. În momentul în care ai dorința și ne întoarcem din nou, iubirea de sine, stima de sine și încrederea. Bine, ideea e că și modelele cumva inspiră chestia asta, știi? Și orice copil, să zicem, sau copilă, fată, care
Da, pe la 16 ani, să zicem, e perioada aia de idolatrizare a unor oameni de succes, să zicem, sau unor oameni care primesc atenție și să... Efectul de turmă. Și cumva ca... e și inspirația asta de la nivel mai superior, dacă se poate numi, dar nu chiar, gen... Să zicem cineva care are un status social mai ridicat, că probabil asta e și mai ușor mult de a pune chestia asta. Te lași influențat, ne întoarcem din nou, pentru că nu te iubești și nu te stimezi și nu te apreciezi suficient și nu te accepți. Vei să fii ca ăla pentru că nu-ți place de tine. Da, cumva... Eu personal văd chestia asta ca și cum ai impresia că ai rețeta succesului într-un sens, a te simți împlinit, a te simți apreciat, știi? Într-un sens, da, efectul de turmă, dar mă refer mai mult strict la inspirația oamenilor care au o influență mai mare, știi, într-un sens. Adică orice fel de speaker sau artist sau cântăreață sau mare, cu o influență mare, arată în vreuna nemachiată, știi? Și acum nu știu dacă există. Pentru că nu m-am întâlnit cu ele pe stradă, nici nu le cunosc. Probabil că nici pe stradă nu ies nemachiate. La televizor se machiază pentru că e lumina, e ecranul și e necesar de culoare. Cam asta este... explicația celor de la televizor care te machiază. Dă zoom out încă o dată. De ce fac modificări? Da, balonul ăsta oricum. Că ziceam că aș vrea să completez chestia asta cu atenția. De ce, în viziunea mea, cu toții, nu neapărat că ar trebui, dar avem nevoie de atenție, știi? Simt că ar fi natura noastră și asta din cauza că mă gândesc luând, nu societatea, bineînțeles, luând o comunitate de oameni sau vremea în care oamenii stau în comunități. Și copiii, spre exemplu, se duceau, se jucau un nisip, făceau chestii din lemn și se duceau la mama. Mama, uite ce am făcut din lemn, știi? Chestia asta bănesc o facem cu toții, să vrem să arătăm ceva ce noi am făcut. Evident, nu neapărat oamenilor pe stradă, dar oamenilor cunoscuți, prietenilor, știi? Vrem să le arătăm o parte din noi, știi, într-un sens. Sau poți să iei oamenii din piață care vin și își expun arta lor, știi? O expoziție. Cumva chestiile astea au ca scop într-un sens, poate să fie și chestia financiară, că vreau să vând, dar văd să fie mai mult de... Asta e o parte de mine, știi, și vreau să o arăt, vreau să fie văzută ceva, deci vreau să o expun, expoziție, știi? Dar cum am zis, poate să fie la fel de simplu ca și ești copil, ești... Na, nu ai foarte multe experiențe sociale, mama e cea mai sigură sursă sau tatăl și... Pur și simplu faci chestii creative sau orice, chiar și o boacănă și te duci și zici, mame, știi? Sau tată. Văd ca chestia asta e cumva naturală în noi, în momentul în care facem ceva, după cum spuneam mai devreme, de care suntem mândri și considerăm că am făcut ceva care, în ochii noștri, chiar e wow, știi? Poate e prima oară când vedem așa ceva și avem impresia că noi am inventat chestia, știi? Și vine cumva nu nevoie, ci mai mult un fel de urge, nu știu cum aș traduce asta. Un fel de impuls, poate, sau un fel de, hai să zicem, gând, știi? Mm-hmm. Mă gândesc, bă, ce tare asta, sigur o să-i placă lui Andrei sau lui Alex sau lui Maria sau, știi? Te gândești la oamenii care rezona probabil, dar evident aici, cum am zis, intervine și câmpul ăsta artistic, unde cumva, trăind și în zilele astea, chiar poți să expui ceva
pe plan foarte mare și la o audiență foarte largă și chiar pe plan global eventual. Sau cumva văd să fie, cum am zis, e părerea mea, viziunea mea, dar văd să fie ceva din noi. Mm-hmm. Și cum am zis, undeva într-o comunitate de oameni, într-un trip, să zicem, cumva oamenii își arată atenție între ei, adică asta e tot ce au pe ei, pe ei ca și comunitate, se au unii pe alții, știi? Respect, apreciere, da, n-are nicio, normal să-l respect și să apreciezi. Da, da, ce voiam să finalizez e... Finalizez? Cred, nu văd să fie ceva rău să primești atenție, nu, nu neapărat să o cauți, pur și simplu să... Vrei să împărtășești, să zicem, ceva. Văd să fie ce anume, știi? Ce anume, păi pentru, da. Ce vrei să cauți, pentru ce vrei să o cauți sau o cauți, ca să zic așa, cu lumânare atenția? Păi nu, la modul dacă zic, mami, uite ce am făcut. Aia nu e altceva. Nu zic că caut neapărat. Vreau să împărtășesc ceva, știi? Aia dar e altceva. Atenția poate să fie, uite ce am... adică e un rezultat, da. Mama... Probabil nu o să mă ignore că am venit cu tablița de lemn. Normal. Nici oamenii dragi nu o să te ignore. Dar întrebarea este, vrei să arăți ce ai făcut pentru că tu însăși ești mândru de chestia asta și vrei să împărtășești cu ceilalți chestia aia sau vrei să arăți ce ai făcut ca să primești apreciere și să fii lăudat? Da. Dar cum am zis, la mine se rezumă la pentru ce exact, pentru cum, evident, rezumându-ne, întorcându-ne puțin la condițiile din ziua de azi din societate. Pentru ce? Pentru machiajul tău, pentru ceasul pe care ți l-a luat, pentru îmbrăcămintea ta, pentru ajustările pe care le-ai făcut la corpul fizic, pentru like-urile pe care le-ai pe Facebook, pentru status social, pentru aparența sau imaginea ta. Sau pentru talentul tău, sau pentru expresia energiei tale interioare sub o formă materială sau palpabilă sau vizibilă sau auditivă sau din orice câmp al simțurilor. Și dau din nou zoom out și întreb, unde e sufletul în povestea asta? Cine ești tu? Ego-ul tău, corpul tău, mintea ta, tu ești un suflet sau... Tu nu ai un suflet, tu ești un suflet. Unde e sufletul în machiajul ăsta? Păi, ce treabă are machiajul? Ei, păi, vezi? A cui e machiajul? Păi nu, despre asta vorbeam. N-ai înțeles. Am dat și unei unde e machiajul. Unde e sufletul tău în povestea asta de care spuneai tu? Te referi gen de... Da, poate n-am înțeles eu... Zi! Ce? Ce vrei să spui? Păi nu știu, că s-o rupt filmul un pic, că n-am înțeles... n-am înțeles ce treabă are machiajul, că nu... Măi omule, am dat doar un exemplu cu machiajul. Ce treabă are că ziceai de influencer, că ziceai de muzică, că ziceai de oameni care influențează și... Unde e sufletul oamenilor ălora? Unde e? Unde e sufletul oamenilor? Ei ce, la ce se raportează? Se raportează la scânteia divină din ei sau se raportează la vehiculul ăsta, învelișul ăsta? Se identifică cu mintea lor sau se identifică cu sursa? Eu. Asta e întrebarea. Când am, deci noi am ajuns de la stima de sine, la iubirea de sine, la... când îmi doresc să fac modificări exterioare, sunt modificările sufletului? Ajută, îmi ajută la curățare, vindecare și purificare că mă dau cu ruj? Chiar din contră, știi, cumva estompezi și reprimi rana din care pornește nevoia aia de a schimba aspectul, aparența. Dar cum am zis, e... Da.
În momentul în care știi și crezi cu fiecare celulă ta că ești o ființă spirituală care are o experiență pământeană și nu invers, nu ai cum să nu ai stimă de sine, iubire de sine și așa mai departe. Și totuși există momente în care stima de sine scade, iubirea de sine scade, pentru că, acum o să zic o chestie care sună razna, dar asta e adevărat, pentru că e necesar să scadă. Și vorbim, iarăși aduc, mă duc în astral, nu am cum să nu fac chestia asta, vorbim de situațiile când ești într-o karmă justificată și e nevoie ca stima ta de sine să scadă, să fii călcat pe cap, pentru că tu la rândul tău ai călcat pe cap. Dar chestia asta nu e de rău. Dacă tu ești într-o situație în care conștientizezi că stima de sine e scăzută, dacă conștientizezi că asta e foarte important, poți să schimbi chestia asta. Ok, sunt în situația asta, mi-ai arătat chestia asta, îți mulțumesc pentru experiență, îți mulțumesc ce mi-arăți, let's go să lucrez cu mine, să măresc stima și încrederea. Ce ai putea să le spui oamenilor despre cum să nu mai fie așa afectați de părerile din jur? Pentru că mulți cad în declin când vine vorba de încrederea de sine, stima de sine. Din cauza că, na, se raportează prea mult la părerile altora. Dacă îți spune vecinul că ești strâmb, poate nici nu-l bagi în seamă. Dar dacă spune soția că ești strâmb, te doare. Pentru că e foarte simplu. Pentru că noi așteptăm ca oamenii pe care îi iubim, îi apreciem și îi respectăm să ne arate aceeași chestie. So, ce părere am este că e foarte greu în polaritatea asta, în dualitatea asta, să nu te simți o secundă afectat de părerea celor apropiați. Adică dacă, dau și un exemplu, dacă părinții tăi ți-ar fi spus non-stop că ești strâmb, te-ar fi întristat chestia asta? Pe mine mă întreb? Da, la modul general, right. Tu copil fiind. Știi? Tu copil fiind la modul general, nu tu. Mm-hmm. Un copil la modul general, un căruia de care părinții nu sunt mulțumiți, și părerea lor despre acel copil nu e una bună, copilul ăla, da, se simte afectat. So, de-aia zic că e dificil să nu te lași afectat de părerea, nu celor din jurul tău, celor pe care îi iubești. Cumva, nu știu, cel puțin la mine nu se manifestă așa. Ei, tu ești alien, nu ne luăm pe noi în calcul. Despre ce vorbim? Tu ești extraterestru, tu n-are. Da, glumesc. Bine, asta pentru mine se raportează simplu la a nu lua lucrurile personal. Asta e tot. Și a înțelege că nu te definește ceea ce energia pe care o trimit alții spre tine. N-are nicio treabă cu tine. Din nou, ne întoarcem la încrederea în sine, stima și iubirea de sine. Da, cumva văd ca făcând un obicei din chestia asta, nu la lucrurile personal, mm-hmm, și vezi că energia negativă pornește de fapt din omul respectiv, adică ceva în omul respectiv o provocat. Omul ăla era deja în energia negativă înainte să trimită energia negativă spre tine, sub diferite vorbe, sub diferite judecăți, jigniri, whatever. Și n-are nicio legătură cu tine, odată ce vezi chestia asta și nu te lași, gen, observi că
e o chestie a lui, al omului respectiv, o chestie interioară și n-are nicio legătură cu tine. Da. A nu lua lucrurile personal devine natural, știi? Da, asta și nu. Funcționează pentru mine. Dar spune tu de ce da și nu. Da și nu. So, e mult mai complexă treaba. Iarăși mă întorc la legea cauzei și a efectului. Iarăși mă întorc la ce semeni ai acolegi. Nu iau personal. Dacă energia aia care vine spre mine e oglinda omului. Dar nu uita de calmă. Nu uita de lecții neînvățate. Și dacă eu mă programez să nu iau personal, e foarte complexă treaba, e o capcană. Dacă eu mă programez să nu iau personal, s-ar putea să plec din nou cu lecția neînvățată. E foarte dificil, că sunt două situații. Situația care, cum ai zis tu, n-are nicio legătură cu tine, nu e vorba despre tine, nu e vorba despre energia ta. Perfect de acord cu tine, există situația asta, dar cum ai zis tu cu moneda, o monedă are două fețe. So, să zicem că eu cred că nu e vorba despre mine, dar la fel de bine poate să fie vorba despre mine. Deci, într-una din situații, în cea karmică, ar trebui să mă las afectat? Păi dacă nu te lași afectat, adică nu scoți chestia aia din tine, nu știu cum să explic în termeni pământeni, e foarte complicat. E necesar să trăiești chestia aia, să te simți afectat. Deci asta se leagă cu ce ziceai tu mai devreme despre momentele în care e necesar să-ți scazi iubirea și încrederea de sine. Da. Că altfel, da. Altfel nu. Deci e necesar să te lași afectat, să suferi. E necesar să suferi pentru că tu ai provocat suferința aia și ai rugat sufletul ăla să vină să-ți arate cum e să suferi și el a venit să-ți arate. Dacă tu nu suferi pentru că devii robot și ți-ai impus să nu iei personal, să nu te simți știu că nu e vorba despre mine, are ăla o problemă, să-și rezolve problemele și discutăm după aceea. Nu, nene! Da și nu, ca să zic așa. Vezi că dacă un om îți arată o chestie, întreabă-te, nu trage concluzii. Vezi de ce ți arată. Vezi dacă ăla are o problemă sau ai tu o lecție de învățat. Pentru că de-aia ne-am învârtit noi ca hamsteri în cercul ăsta karmic. Pentru că noi am venit aici să experimentăm cum se simt diferite emoții pe care noi le-am provocat sau cum se simt diferite emoții pe care nu le-am mai experimentat și vrem să le experimentăm și te trezești că te-ai răzgândit, nu mai vrei să înveți lecția. Păi nu nimica, că nu e nicio problemă, ca să zic așa. Mai vii odată și o înveți. Da, cred că eu mă refer mai mult la... Eu ți-am zis că m-am dus mult mai... Linda, da. Da. Nu, zici bine, da. Și mă duc mai adânc. Și rezonez cu chestia asta. Suntem oglinzi, dar suntem și duble... Oglinzile sunt de mult mai multe feluri. Am și făcut un clip despre tipurile de oglinzi. Sunt multe oglinzi. Nu sunt numai... Nu există... Tu ești oglinda mea și eu sunt oglinda ta. Nu povestesc acum de oglinzi, se găsește pe canalul meu de YouTube clipul cu cele 7 oglinzi. Sunt 7 oglinzi, joacă-o pe asta. Și de unde știi care e? Foarte să fii... Fesiene? Da. Și nu. Ele sunt de acum 11.000 de ani. Cine a adus oglinzile? Aș tinde să cred că oriorienii, pentru că ei lucrau cu energie și cu oglinzi și cu reflexii și cu chestiile astea și cu toții erau terapeuți. Ideea este în felul următor.
ai nevoie să stai calm, liniștit, să nu tragi nicio concluzie și să nu ai nicio atitudine o perioadă până îți dai seama dacă nu cumva e, trebuie să o iei personal. Nu există numai o oglindă, repet. Dacă nu o iei personal, dacă nu crezi că e ceva în neregulă și cu tine de experimentezi chestia aia, nu e nicio problemă, eu am mai zis-o. Lasă că vine altul și îți arată, altul și îți arată, până expiră garanția vehicolului numit corp și te întorci din nou și treci prin aceleași oglinzi, până o iei personal. Ce e de făcut în situația asta, am zis-o și o, și o repet. Acceptă, acceptă. Noi personal, dar nici impersonal, acceptă că ți se arată ceva. Mulțumesc pentru ceea ce mi-arăți. Sau poate că nu înțeleg încă ce vrei, nene, de la mine. Are legătură cu mine sau are legătură cu tine? Nu înțeleg încă cu cine are legătură. Nu înțelegi. It's ok că nu înțelegi. Mulțumește, acceptă și eliberează-te de energia aia. Sunt trei pași importanți. Nici măcar la urma urmei, nici nu e necesar să înțelegi. Poate nu o să afli niciodată cât ești în vehicolul ăsta, de ce ai experimentat chestia asta. O să vezi toată imaginea de ansamblu când pleci din vehicol. Până una alta, acceptă. Mă, nene, accept lecția asta. Nu contează că nu înțeleg. O accept, sunt recunoscătoare pentru ea și mă eliberez de ea. Trei pași importanți. E o oglindă de care o fi, are treabă cu mine, o iau sau nu o iau personal, nu mai contează. Dar dacă îi dai ignor la oglindă și nu iei personal never ever, nu-i nimică. Las că mai repeți clasa a doua. Deci, practic, să ai încrederea de sine scăzută e ok. Orice e ok. Totul e ok. Nu există nimic rău în asta. Nu, dar la modul pe premisă că nu se simte bine. Păi e necesar să nu se simtă bine. Nu-ți limitează experiența. Nu-ți limitează experiența. Ți se arată unde e... Ce ai venit să înveți. Ți se arată ce energii ai emanat tu cumva. Ți se arată cu ce e necesar să lucrezi în interiorul tău. So, e ok că ai stima de sine scăzută. Nu e ok să nu conștientizezi că, știi? Și asta e ok. Exagerez eu că nu e ok. Totul e ok. Totul e ok. Da, mă refer în context pământean. Na, oamenii înțeleg despre ce vorbim. O femeie sau un cuplu care se află într-o relație de codependență. O femeie care stă într-o violență domestică. Are stima de sine scăzută. N-are deloc încredere în ea, nu se iubește deloc. Dar în același timp este calmă justificată. Există, cum am mai zis, două fețe. Este calmă justificată. Ce e de făcut? Să stea în stima aia și în încrederea aia de sine până la sfârșitul expirării vehicolului? Nu. De am dat pașii ăștia. Mulțumește. Mulțumesc pentru această lecție, poți să o numești calmă justificată. Mulțumesc pentru ea, o accept și mă eliberez de ea. Astea sunt trei pași importanți când e o calmă justificată. Ok, conștientizez că sunt într-o situație în care e stima de sine scăzută. Mulțumesc pentru situația asta în care mi se arată că stima de sine e scăzută. Deci trebuie și... să treci de la starea de victimă la o stare de recunoștință. Da! Asta e, în esență. Da. Și ca să accepti, ține pur și simplu de a nu mai pune rezistență fluxului. Da! Și pentru eliberare începe să vezi cu oamenilor? Păi repet întrebarea, că nu ți înțelege ce să le spun pentru eliberare. Ce să facă ca să eliberezi? Da,
la etapa a treia, eliberare, cum anume ar face chestia asta? Well, depinde de situație. Sunt tot felul de practici. Depinde de situație. Deci, dacă vorbim de o calmă justificată, e complicat în sensul în care nu o să dau acum cum scap de calma justificată, că e poveste lungă, cred că cam o oră îmi ia să... Se găsește materialul ăsta cu calma justificată pe un live de-al meu pe Facebook. Depinde de situație, cum să elibereze. Numai dacă o face verbal și mental, e un prim pas. Depinde ce vrea să elibereze, sunt tot felul de practici. Așa, pe scurt. Pe lung, apucă-te și caută afirmații, depinde de situație, caută afirmații și lucrează cu afirmații care te ajută să eliberezi chestia aia. De exemplu, ai simțit că nu ai încredere în tine? Ne întoarce un pic la energia feminină și masculină, că am făcut acum o conexiune când am zis de încredere. Caută afirmații, caută practici, caută că e internetul plin de tot felul de chestii, caută afirmații sau repetă pur și simplu. Și eu am mai dat o tehnică, se cheamă EFT, tehnică de eliberare emoțională. Noi avem pe corp niște puncte energetice care ne ajută să eliberăm subconștientul, să refacem cadrele de la film frame cu frame, că spuneam la început că subconștientul e ca o bandă electromagnetică, să scoatem, să tăiem filmul și să scoatem din frame-uri secvențele care ne-au făcut să pastrăm în interior energia asta a stimei de sine scăzută și putem să introducem alte frecvențe, putem să ne rescriem subconștientul pur și simplu. So, și o tehnică EFT, puteți să o căutați pe internet, dacă nu se găsește, cred că am și eu un clip pe YouTube despre asta și îmi fac o afirmație simplă. Am încredere totală în mine. Am încredere totală în mine. Am încredere totală în mine, timp în care lucrez cu tehnica asta de eliberare emoțională pe punctele energetice de pe corp. Și fac chestia asta 21 de zile, cel puțin, eu spun tot timpul, 40 de zile ai nevoie pentru subconștient, s-a schimbat treaba. 21 de zile e prea puțin. Și fă chestia asta ca să eliberezi. Eliberează prin tot felul de tehnici. Prin afirmații, prin vizualizări, prin NLP, tehnici de reprogramare a subconștientului, prin EFT, tehnici de liberare emoțională, sau prin orice tehnică face liberarea. Ok. Fă acțiuni, fă lucruri care îți dau încredere în tine. Și ai schimbat subconștientul. Pentru că faci ceva ce îți dă încredere. Da, totodată trebuie să nu să poți să faci diferența. Nu trebuie nimic. Da. Să poți să faci diferența, știi, dintre, cum am zis mai devreme, aspectele astea sau acțiunile astea care îți dau încredere artificială, subtilă, fără o fundație stabilă, machiaj și stuff. A, da, nu vorbim de fă ceva ca să ai încredere în tine. Fă ceva frumos pentru tine, nu machiază-te. Poți să dai niște exemple? Well, uite, de exemplu, începe prin a vedea, uite-te în oglindă. Sunt unii care n-au curaj să se uite în oglindă. Dacă ești printre cei care n-au curaj să se uite în oglindă, începe prin a te privi câteva secunde în oglindă. Nu e necesar să ai nicio părere despre ceea ce vezi. Uită-te pur și simplu în oglindă. Nu emite nicio părere. Uită-te în oglindă.
Dacă ești printre cei care se uită deja în oglindă, stai în fața oglinzii și caută să vezi de jur împrejurul corpului lumina ta. La aia te raportezi. Nu te raportezi la ce culoare au ochii tăi, ce formă are nasul tău, cum sunt urechile, mai lungi, mai scurte. Nu te interesează chestia asta. Caută să vezi lumina din jurul corpului tău. Te uiți foarte atent în partea stângă a corpului, aici sus. Te uiți foarte atent în punctul ăla, în partea stângă. Te uiți în punctul ăla și începi să vezi lumina. După ce ai început să vezi lumina, după practică, vezi-o cât e de frumoasă, lumina aia. Nu te interesează ce culoare are părul tău, nu te interesează cum sunt sprâncenele, nu te interesează ce formă au buzele tale. Cum se simte în interiorul tău când îți privești lumina? Ale raportează-te la lumina aia. Nu te interesează ce înălțime ai. Zic eu, da, ce știu eu, că eu sunt de pe altă planetă. So, stima, respectul, iubirea de sine se construiește dacă conștientizezi că nu le ai, acceptând că nu le ai. Și jumătate din muncă e deja făcută prin dorința de a le construi. Elanul ăla, știi? Deci, momentul ăla când îți dorești foarte tare să faci ceva, I don't know ce, nu pot să dau niciun exemplu. Și te duci cu entuziasmul ăla, cu energia aia din interiorul tău de boai și emani fericire, mamă, o să fac acum cea mai tare pâine vegană ever, ever, cel mai bun, cea mai bună halva vegană din univers. Boai! Și te duci cu energia împlinirii, bucuriei. Jumătate de muncă să vezi. Conștientizează și începe să schimbe energia din interiorul tău. Mamă, ce stimă de sine, ce fai, ce o să construiesc. Și caută metode să o construiești. Metode să o construiești este fix să începe cu echilibrarea energiei masculine sau și feminine. Și de aici poate să fie că de aia mi-am adus aminte și am făcut conexiune. Și asta poate să fie cauza pentru care ai stima de sine scăzută și așa mai departe. Mă reîntorc la modificările corpului. Ai un program de neîmplinire pe chakra 1 adus cu tine pentru că ai făcut ceva. Fără să dau un exemplu ce ai făcut. Ai pus în pământ niște semințe care nu sunt tocmai ok cândva. Și acum culegi ce ai semănat și fructele alea sunt mega amare, dar n-ai altceva ce să mănânci. Ești obligat să le mănânci. Tu le-ai pus în pământ. Ei! So. Cu iubire, stimă, apreciere și respect pentru tot ceea ce suntem și pentru tot ceea ce există. Thank you.
One love.